visul meu e să devin un fotbalist. Nu cel mai mare, dar să fiu printre cei mai buni, pentru a-mi ajuta și familia. La 25 de ani mi-ar plăcea să joc la echipa mea favorită din Anglia, Liverpool, deoarece este un club foarte special, cu niște suporteri foarte înfocați și care iubesc fotbal. Cea mai gravă accidentare pe care am avut-o s-a întâmplat la vârsta de 12 ani. Eram în timpul unui meci oficial din campionat și poate și din cauza terenului sintetic, dur, am căzut pe mână în încheietură și am început să plâng de durere. Aceste leziuni apar mai ales din cauza unei proaste coordonări, din cauza unei superficialități în programul de încălzire înainte de antrenament, pentru că cum sunt copiii între ei, mai vorbesc, mai glumesc, antrenorul e atent, nu e atent, ei nu-și fac încălzirea chiar corect și bine. Și atunci când intră în anduranță, în antrenament, în intensitate, atunci pot apărea astfel de leziuni. Eram și foarte speriat, deoarece știam că s-a întâmplat ceva, doar că nu mai pățisem până atunci. A venit doamna doctor, apoi mi-a zis că trebuie să merg la spital. Am fost la spital alături de părinții mei. Acolo doctorul mi-a zis că trebuie să mă operez, doar că nu este o operație foarte grea, doar că va trebui să fac repauz. Apoi am stat 3 luni de zile cu gipsul. Eram foarte supărat că eu mergeam la meciuri și îmi vedeam colegii cum alergau și făceau ce le place și eu stăteam și mă uitam la ei neputincios. În general, cluburile sportive trebuie să-și asume o bază de antrenament care să asigure minimul necesar pentru antrenamentul în bune condiții a jucătorului. Și vorbesc aici despre calitatea terenului, în primul rând de preferat să folosească gazon natural, adică iarbă. Din păcate, marea majoritate a terenurilor, evident că sunt cu gazon sintetic, iar în mediul rural există gazon natural, să zic iarbă, dar sunt foarte, foarte denivelate și este o chestiune de timp până sportivul ajunge la medic cu diverse patologii. Vinovat în accidentarea mea, pot să spun că a fost neatenția, deoarece nu am văzut că adversarul meu nu a sărit și eu nu trebuia să sar. Totodată pot să dau și pe seama ghinionului, deoarece uneori nu știi când ți se întâmplă anumite lucruri. Cred că important ar fi să fii atent, să gândești înainte și să vezi intențiile adversarului, să le citești dinainte, pentru a putea evita astfel de accidente.